Istoria aceasta lăsată în Sfânta Scriptură, pentru că este istorie, nu este o legendă, nu ne este lăsată ca să avem povești interesante de spus la copilașii noștri. La prima vedere, capitolul 1 și de fapt toată cartea Iona este o istorie a unui om destul de simplă, relativ simplă. Însă observăm și vedem în continuare și în această dimineață că acest cuvânt are o bogăție de învățătură pentru fiecare dintre noi și deși există o distanță considerabilă, nu doar istorică, ci și doctrinară, aș putea spune, chiar structurală în ce privește felul în care Dumnezeu a lucrat cu Iona și felul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Perioade de istorie diferite, comunități diferite în care ne aflăm, totuși premiza și ipoteza de la care am pornit și voi continua în acest studiu este că Dumnezeu are niște legi universale care se aplică indiferent de perioadă de timp, indiferent de comunități, indiferent de oameni. Dumnezeu are niște legi spirituale care se aplică în mod universal. Deși aplicarea acestor legi poate diferi de la un cadru la altul, la o comunitate la alta, de la un timp la altul, totuși aplicarea lor diferă, totuși aceste legi rămân neschimbate. În dimineața aceasta, am spus lucrul acesta pentru că în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre rolul comunității în disciplinare, rolul comunității în disciplinare. Este evident că aici nu avem de a face cu o biserică, da? Nu era o biserică care călătorea spre Tars și ăștia s-au apucat să facă disciplinare bisericească sau eclesială cu Iona, da? E clar lucrul acesta. Nu este o biserică aici, oamenii aceștia, în cea mai mare parte, dacă nu toți în afară de Iona, erau oameni necredincioși, totuși, repet, sunt niște principii legate de rolul comunității în disciplinare care consider că le putem găsi și în Noul Testament și transcend generațiile și timpurile. Aș dori să încep cu a vă spune câteva lucruri generale despre disciplinare. Cred că în țara noastră, și nu doar în țara noastră, dar privind doar la noi, este un fel de alergie numai la ideea de disciplinare bisericească. Și alergia aceasta probabil se naște din cel puțin două motive. Unul, că există o lipsă de învățătură biblică cu privire la disciplinarea biblică, pentru că omul când aude cuvântul disciplinare se gândește în primul rând exmatriculare, afară, extirpare, dat afară din adunare. Ceea ce este greșit, fundamental greșit. Dacă ăsta e sumarul cuiva cu privire la disciplinare, nu asta este învățătura biblică despre disciplinare. Dacă ce știu eu despre disciplinare înseamnă că cineva să fie dat afară din adunare, nu e aia disciplinarea biblică. Asta pur și simplu nu trebuie să avem niciun dubiu în privința asta. În al doilea rând, nu doar că există o lipsă de învățătură biblică cu privire la disciplinare, o învățătură exhaustivă, da? Îs luate anumite felii din Sfânta Scriptură. Uite, Biblia spune asta despre disciplinare, noi asta facem. În al doilea rând, legat de acest motiv, este o practică abuzivă a disciplinării. În multe locuri se disciplinează ce nu trebuie disciplinat, se disciplinează când nu trebuie disciplinat, se disciplinează cine nu trebuie disciplinat, cum nu trebuie disciplinat. Deci există tot felul de abuzuri ale principiului disciplinării. Și ca efect de reacție, oamenii au început să aibă un fel de alergie, doar la simpla pomenire a conceptului de disciplinare. Când auzi cuvântul disciplinare, domnule, e clar, abuz, nu există. Sfânta Scriptură însă ne arată că există o disciplinare biblică și Biserica Domnului Iisus Hristos, ca să fie credincioasă învățăturilor Domnului Iisus Hristos, trebuie să primească, să accepte și să practice chiar și această învățătură biblică. Da? Este o învățătură biblică disciplinarea. Disciplinarea este a fost și este o caracteristică distinctivă a bisericilor baptiste. Este și a fost. Bisericile baptiste care au abandonat disciplinarea biblică nu mai sunt biserici baptiste, din punctul meu de vedere. Bisericile baptiste s-au caracterizat prin lucrul acesta. Au adus o învățătură foarte clară, serioasă, detaliată cu privire la păstrarea purității adunării prin disciplinarea biblică. În momentul în care noi, ca baptiști, dacă renunțăm la caracteristicile distinctive ale baptiștilor, putem să ne numim cum vrem noi altfel, dar nu baptiști. Da? Că istoric și biblic ne-am afiliat la învățătura aceasta. Apoi, disciplinarea este modul de a păstra la distanță, vedem în Sfânta Scriptură, de a păstra la distanță falși credincioși.
În Sfânta Scriptură, de exemplu, când a fost disciplinat în Faptele Apostolilor 5, Anania și Safira, spune Scriptura că oamenii din jur aveau frică de a veni în adunare. Noi ne-am gândit, ăsta e un lucru rău să-ți fie frică să vii la adunare. Nu e un lucru rău pentru oamenii care nu sunt serioși cu adunarea. Pentru ăștia e un lucru bun. Da? Disciplinarea biblică, aplicată biblic, ține la distanță falși și credincioși. Oamenii care se joacă cu adunarea, da? Oamenii care nu vor să trăiască așa cum Dumnezeu le cere, dar le-ar plăcea totuși să facă parte dintr-o comunitate creștină. Apoi, disciplinarea este modul de a-i face serioși pe cei care cochetează cu adunarea sau au vrea să se pocăiască sau să gândesc să vină la Dumnezeu. Disciplinarea biblică este un mod de a-i face serioși pe oamenii aceștia. De a-i face să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat comunitatea creștină. Ce înseamnă trăirea creștină. Ce înseamnă trăirea creștină. Apoi, disciplinarea este modul de slăvire a lui Dumnezeu în puritatea bisericii. Unul, reforma a adus foarte multe lucruri, dar ceea ce reforma în unele locuri n-a reușit să facă este să facă distinția între cetățenii unui stat și cetățenii statului și cetățenii bisericii. Cetățenii statului și membrii bisericii. Dacă cetățenii unui stat sunt și membrii bisericii, da? Dacă există o suprapunere perfectă, cine e cetățean al statului e și membru în biserică, atunci când un membru din biserică este dat afară, ar trebui scos afară din societate. Pentru că se confundă societatea cu biserica. Da? Însă Dumnezeu se slăvește, într-adevăr, în societate, însă modul primar prin care Dumnezeu se slăvește în lumea aceasta este prin biserică. Sub nicio formă nu putem crede că Dumnezeu se poate slăvi printr-o biserică care trăiește în păcat. Sau o biserică care are oameni în ea care trăiesc în păcat. Dumnezeu nu se poate slăvi. Chemarea noastră primară este să dăm glorie și slavă lui Dumnezeu. Chemarea noastră nu este să avem mulți oameni aici. Chemarea noastră nu este să vină oricine, sub orice formă, în orice condiții. Chemarea noastră este să fim biserica lui Dumnezeu care dă slavă lui Dumnezeu. Biserica care face să arate gloria lui Dumnezeu. Da? Apoi, disciplinarea este modul de extirpare a încercărilor diavolului de a infecta adunarea. Diavolul stăpânește deja lumea asta. Singura redută necâștigată a diavolului este biserica. Da? Singurul loc de pe planetă în care diavolul nu are acces în sensul de dominație, da? Poate ispiti, poate își face lucrările lui, dar singurul loc în care diavolul nu are acces și nu este domn, este biserica. Pentru că în biserică este Domn Hristos. În momentul în care nu se aplică disciplinarea, este o poartă larg deschisă. Foarte larg deschisă tuturor lucrărilor întunericului și a diavolului. Da? Biserica își încetează pur și simplu existența dacă nu există această metodă de păstrare a curăției bisericii. Apoi, disciplinarea este modul de a trezi sufletele înșelate de păcat. Mulți oameni văd disciplinarea ca pe un lucru negativ. Disciplinarea nu este negativă. Disciplinarea este o metodă a harului lui Dumnezeu. Indiferent că vorbim, și aici putem să detaliem puțin, vorbeam aseară cu fratele Mihai, cu fratele meu pe drum despre disciplinare. Disciplinarea are aspectul acesta constructiv și un aspect corectiv. Aspectul acesta constructiv începe personal. Eu în fiecare zi mă disciplinez. Deci e problema că noi înțelegem disciplinarea numai corectiv. Da? Eu nu disciplinez băiatul, de exemplu, numai când îl pedepsesc. Eu îl disciplinez înainte ca să nu fie nevoie să-l pedepsesc. Adică îl învăț, îi explic ce are voie, îi explic ce n-are voie, îi explic cum să se poarte, cum să vorbească, cum să se relaționeze la mama, cum să relaționeze la frățiorul lui, cum să relaționeze când vin musafiri în casa noastră. Constructiv îl învăț dinainte ca să nu fie necesar. Adică asta este dorința mea ca tată, să nu fie necesar să aplic niște metode corective. Pentru a nu aplica metode corective, trebuie să folosesc foarte mult metode constructive. Da? Și personal, noi ca indivizi trebuie să facem lucrul acesta. E aproape sigur că un credincios care nu are o disciplinare în sensul ăsta constructiv, pozitiv, în fiecare zi va ajunge la o disciplinare corectivă. Adică dacă eu nu mă ocup de sufletul meu în fiecare zi, nu mă ocup de soția mea, nu mă ocup de copiii mei, e clar că lucrurile nu vor merge bine. De la aspectul acesta personal, merge și la un cerc concentric mai larg, da? Am niște frați cu care mă înțeleg mai bine, am niște prieteni cu care mă întâlnesc, cu care discut. Problemele care nu le pot rezolva singur, dar pe care nici nu trebuie să le aduc în fața adunării. Dom'le, totdeauna eu vin și opresc adunarea să rezolve o problemă, da? Iau un frate, iau doi, intre, mă, tu cum vezi problema asta? Și înainte să ajung la o situație nefavorabilă pentru mine, pentru familie, pentru toată adunarea,
rezolv o anumită problemă, da, pe care o observ în viața mea, da? Dar constructiv, înainte, în prealabil, înainte să se întâmple ceva, da? Și apoi, bineînțeles, sunt anumite situații care tot constructiv, și ceea ce facem noi acum este o disciplinare. Asta este o disciplinare acum, da? Este o disciplinare constructivă. Noi spunem, predicăm, ne rugăm, cântăm, ne închinăm pentru a preveni anumite stări. Da? Pentru a preveni anumite lucruri, pentru a preveni anumite păcate, pentru a preveni anumite manifestări. Asta este partea constructivă a disciplinării, care începe de la un nivel personal și merge așa, pe cercul se lărgește, pe cercul concentrice. Și este, bineînțeles, aspectul corectiv, care iarăși acesta este personal. Eu nu aștept ca să audă sau ca să se vadă un obicei păcătos în fază incipientă din viața mea să-l vadă toată lumea. Și nu este vorba că îl vede toată lumea. Dar nu aștept să se manifeste și toată lumea să fie afectată de el. L-am observat în viața mea, l-am depistat, mă ocup personal de el. Nu l-am depistat eu, sigur îl depistează soția mea. Nu? Depistează soția mea sau soțul meu. Și câtă prostie ar fi din partea mea să spun. Și spune ea mie. Păi omul lângă tine care vede cel mai bine comportamentul tău, vede cel mai bine manifestările. Cine e mai în măsură, cine te cunoaște mai bine ca să spună? S-ar putea ca tu să devii orb și aproape sigur că vei deveni orb la anumite comportamente. Cine să ți le spună? Cine să ți le spună decât omul care e lângă tine și care te vede cel mai bine, da? Și mergi tot așa. Ai anumiți prieteni care au anumită libertate mai mare decât ceilalți frați din adunare, anumiți prieteni cu care te întâlnești mai des, anumiți colaboratori, anumiți frați care văd, bă, uite, nu-i cum trebuie treaba asta. Da? Și nu ajungi, adică nu, nici măcar nu te duci tu poate să prezinți o problemă că nu-ți mai dai seama de ea, dar ei prematur, înainte să se întâmple ce, da, ei spun, mă, fii atent, mi se pare că aici este o problemă, da? Și aici nu vorbim de oameni care au probleme cu calculatorul, da, paranoia și li se pare, mă, eu văd ceva acolo, dar de fapt nu-i nimica, da? Vorbim de aspecte serioase, adevărate, de o prietenie serioasă, o frățietate în care ne aflăm, un cerc în care ne aflăm și oamenii dintr-o dorință sinceră spun, mă, consider că lucrul ăsta nu-i cum trebuie, lucrează la el. Da? Dacă păcatul, sunt păcate scandaloase de asemenea natură care strică mărturia într-un mod extraordinar de rapid și de puternic, lucrul acelea ajung să fie discutate în comunitate și așa mai departe. Dar aceasta ar fi o viziune pe scurt pe care ar trebui să o avem asupra disciplinării. Da? Disciplinarea este modul de a trezi sufletele înșelate de păcate. Este o metodă a Harului lui Dumnezeu. Da? Este constructivă, este și corectivă. Disciplinarea este modul de păstrare a mărturiei adunării. Singurul mod în care o adunare are credibilitate este prin practicarea disciplinării. În alte locuri în care am fost, au fost cazuri foarte serioase de disciplinare. Adică, cum zicea Apostolul Pavel, pune să miră și oamenii din lume. Știți, de unele lucruri care se găsesc în adunare. Noi încă nu făceam nimica, fierbea lumea, noi nu fierbeam. Noi eram așa, liniștiți, știi? Azi, mă, ușurel așa, o luăm ușurel. Și unul dintre argumentele pe care le aduceau unii oameni, domnule, să nu facem nimic, să nu spunem nimic, să nu stricăm mărturia adunării. Să nu stricăm mărturia adunării. Mărturia adunării nu era nicăieri. Ce mărturie adunării? Ce mărturie adunării? Unul, că lumea deja știa, dar în al doilea rând, aici este o înșelătorie a diavolului. Mărturia adunării se strică când nu facem nimic. Mărturia adunării, vă întreb, când Anania și Safira au fost disciplinați, a fost stricată mărturia adunării? Nu, mărturia adunării a fost întărită. N-a fost stricată. Oamenii n-au vorbit tot timpul despre a, vedeți că la voi este Anania și Safira. Nu, că nu mai era Anania și Safira. Du-te acolo în spatele, în cimitirul din spatele bisericii, că găsești acolo cruce. Nu, la noi se rezolvă problemele. Ăsta e singurul mod în care o adunare poate să aibă credibilitate. Dacă adunarea respectivă, și constructiv și corectiv, adunarea respectivă practică disciplina bisericească. Bisericească, astfel nu avem nicio credibilitate, niciun fel de credibilitate, da? Apoi disciplinarea este modul de păstrare a prezenței lui Dumnezeu în adunare. Dumnezeu nu se manifestă cu prezența lui binecuvântată față de noi cât timp trăim în păcat. Sub nicio formă. Și vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu se retrage cu manifestarea lui binecuvântată. Poporul Israel, când a păcătuit, Dumnezeu îi lăsa singur. Nu că Dumnezeu nu e omniprezent, dar Dumnezeu își retrăgea prezența lui manifestată în binecuvântare. Și erau bătuți, erau fugăriți, erau ocupați, erau jefuiți. Și lucrul acesta se întâmplă și în adunare. Se întâmplă și în familiile noastre. Când capul familiei, când părinții trăiesc într-un anume păcat, nu vor să se pocăiască, Dumnezeu își retrage binecuvântarea.
Dumnezeu își retrage binecuvântare. Ăsta este modul de păstrare a prezenței manifestate a lui Dumnezeu în adunare. Și eu cred că fiecare dintre noi am putea să mărturisim anumite adunări în care am fost sau anumite adunări în care am fost membri, că simțeai la propriu o lipsă a prezenței lui Dumnezeu. O lipsă a prezenței lui Dumnezeu, cu desăvârșire. Și Dumnezeu își poate face simțită lipsa prezenței sale. Dumnezeu nu își face doar simțită manifestarea prezenței sale, ci își poate face simțită și lipsa prezenței sale. Ne dă un sentiment de singurătate. Ne dă un sentiment că facem ceva și Dumnezeu nu-i pe nicăieri. N-are nicio legătură cu ce facem noi. Și e oribil. E oribil că până la urmă tot ceea ce facem are semnificație, are rost, are valoare numai dacă e Dumnezeu prezent. Numai dacă Dumnezeu spune da, primesc ceea ce face, accept ceea ce faceți. Îi plăcut înaintea ochilor mei ceea ce faceți. Altfel ce rost are ce facem, nu? Și apoi disciplinarea este modul în care resimțim gravitatea păcatului. Uneori devenim indiferenți, devenim nepăsători, ne împietrim parțial inima cu privire la păcat și nu mai simțim cât de grav e păcatul. Și Dumnezeu a lăsat anumite nivele de disciplinare pentru a ne face să simțim, să resimțim această gravitate a păcatului. În această dimineață aș dori să ne uităm la cazul lui Iona și felul în care comunitatea aceasta în care se găsea Iona, da, nu-i biserică, să se înțeleagă foarte clar, comunitatea aceasta în care se găsea Iona a contribuit la întoarcerea lui Iona cu fața către Dumnezeu. Vreau să precizez la început două premise generale. Dumnezeu aduce pedeapsa asupra întregii comunități când un păcat nu este rezolvat. Da? Dumnezeu aduce pedeapsa asupra întregii comunități. Pentru unul singur, Dumnezeu aduce furtuna pentru toți. Da? Desigur, Dumnezeu nu ne contabilizează păcatul unuia dacă noi n-am luat parte la el și nu îl cunoaștem, da? În același timp, Dumnezeu ne va face de multe ori să resimțim consecințele păcatului unuia. Vă dau un exemplu foarte simplu. Banal. Dacă eu păcătuiesc public, nu știu, fac o mârșăvie publică și începe să se audă, vă trebuie să afecta doar eu? Oamenii să zică, păi ăsta unde merge? Merge la biserică, la bloc. Gata, s-a încheiat discuția. Omul nu mai interesează să audă. Stai, nu toată lumea a participat la ce-a făcut. Nu interesează, domn, oamenii nu interesează treaba asta. Dar dacă biserica de la bloc se ocupă de problema pe care trebuia să o rezolv eu din timp, da? O problemă poate pe care aș fi putut să o rezolv înainte să ajungă la gradul acela, atunci mărturia este întărită. Vă spun și de ce este întărită. Pentru că cele mai multe adunări n-ar fi rezolvat problema respectivă. Da? Dumnezeu face ca comunitatea să resimtă consecințele păcatului unui om. De ce? Ca comunitatea să acționeze, să constrângă individul respectiv să se pocăiască. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu lasă consecințele să ne atingă pe toți. Ca noi toți, ca și comunitate, să constrângem într-un mod cât se poate de pozitiv pe respectivul individ care a păcătuit să se toarcă la Dumnezeu, să aibă o pocăință sinceră, să rezolve problema pe care o are în viața lui. Și a doua premisă generală este că lipsa disciplinării este fatală pentru o comunitate. Și vreau să subliniez cât se poate declar lucrul acesta. O caracteristică distinctivă nu a adunărilor baptiste, ci a adunărilor Domnului Iisus Hristos este disciplinarea biblică. O lipsa disciplinării biblice. Deci în momentul în care o adunare a scos pe ușa din față sau din spate disciplinarea biblică și ea nu se mai practică, lucrul acesta este fatal pentru o comunitate. Eu nu dau niciun termen pentru nicio adunare, dar este doar o chestiune de timp până adunarea aceea va mai fi adunare. Este un punct la care adunarea aceea va înceta să fie adunare dacă este scoasă disciplinarea biblică. Mai devreme sau mai târziu, în adunare vor intra oameni care sunt necredincioși. Mai devreme sau mai târziu, necredincioșii aceia vor avea funcții în adunarea respectivă. Mai devreme sau mai târziu, oamenii aceia vor da o direcție nebiblică, nesănătoasă, păcătoasă adunării respective. Mai devreme sau mai târziu, adunarea aceea nu va mai fi adunare, va fi o sinagogă a satanei. Înțelegi ce vreau să spun? Lucrul acesta e foarte serios. Și nu există nicio excepție. În toate cazurile Dumnezeu semnalizează dinainte. Dumnezeu lasă semnale de alarmă. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu trezește, Dumnezeu trimite oameni. Dumnezeu trage semnalul de alarmă. În toate cazurile, fără excepție. Dar există un punct în care Dumnezeu îi lasă în voia minților blestemate și se transformă dintr-o adunare a Domnului Iisus Hristos într-o sinagogă a satanei. În asta se transformă. Da? Lipsa disciplinării este fatală pentru o comunitate. Acum aș vrea să subliniem câteva principii aplicative pe care le observăm în evenimentul ăsta
în evenimentul acesta pe care l-am citit din cartea Iona, capitolul 1. În primul rând, în momentul în care există un om care se face vinovat de un păcat, ca și acesta care în care s-a găsit Iona, acum Iona fugea de Dumnezeu, nu știu în ce moduri am putea noi să vedem lucrul acesta aplicat exact astăzi, dar este clar, Iona s-a aflat într-o răzărătire continuă, premeditată, hotărâtă, determinată față de Dumnezeu. Da? Deci noi, aici este o confuzie pe care noi o facem uneori. Zicem, noi păcătuim tot timpul, nu? Păcătuim că, cum ziceam, noi discutam duminica trecută, că în secunda asta nu-L iubesc pe Dumnezeu cu toată puterea mea, cu toată ființa mea. Deci noi non-stop suntem în păcat. Vreau să facem puțin diferența. Una este să te găsești într-o stare, da? Cu care te lupți, din care vrei să ieși, totdeauna ești în ascensiune și totdeauna poți să fii mai bine decât ești acum. Deci, fără niciun fel de... totdeauna se poate să fii mai bine decât ești acum, da? Dar una este să îți plănuiești, să te gândești, să premeditezi cu o determinare și o hotărâre firească și aproape diabolică să faci un păcat, să-l faci și să trăiești în păcatul ăla. Faceți diferența. Deci, sunt două lucruri complet diferite. Cu un asemenea caz avem aici. Cu un asemenea caz avem de-a face aici. Și cu asemenea cazuri Dumnezeu ne cere să lucrăm într-un mod special. Deci, domnule, când vezi ceva clar, nu, eu mă duc și mă uit la tine, mă, Radu, dacă mă uit la tine, nu știu, mi se pare că tu nu-L iubești așa cu toată ființa pe Dumnezeu acum. Cred că ar trebui să aplicăm o disciplină bisericească. Da, asta este prostie, deci înțelege ce vreau să spun, da? Deci noi ne referim la fapte, la acțiuni, la lucruri clare care sunt înainte ochilor noștri, da? Și într-o asemenea situație se găsea Iona. Primul principiu pe care l-a observ foarte important aici este să renunțăm la metodele omenești. Să renunțăm la metodele omenești când există un caz de acesta în adunare. Uitați ce se întâmplă aici. Zice, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfârme. Corabierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și nu a funcționat. Și-a aplicat metoda. Ce facem? Au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Și vreau să vă spun, din experiență personală, că unele biserici au un reflex din ăsta păcătos. Lucrurile nu mai merg bine. Nu, adunarea zice, mă, stai și ne oprim. Aplicăm tiparul profetic aproape toate profețiile din Vechiul Testament. Ce facem? Adunare de sărbătoare, post, rugăciune, Dumnezeu să descopere ce se întâmplă. Nu! Domnule, nu merge treaba bună. Ce facem? Trebuie să chemăm niște predicatori. De asta nu merge adunarea bine. Nu avem predicatori foarte buni. Și căutăm vedete. Chemăm vedetele, mai vin musafii, mai vin oameni, începem să avem așa un sentiment. Domnule, lucrurile au început să meargă bine. Au venit vedetele astea. Chemăm și niște stare din astea religioase, muzicale, da? Niște căpiții sunt peste tot. Plătim bani mulți, nu întrebăm nici adunarea, că s-ar speria de câți bani le dăm și câți bani vor ei. Îi chemăm, îi punem, Domnule, ne distrează, ne simțim bine. Slavă Domnului, a fost harul Domnului, acasă cu voi, da? Facem proiecte, ne implicăm în tot felul de activități. În general, totul se descrie prin activism. Trebuie să facem ceva. Cumva să dăm senzația că lucrurile se mișcă, chiar dacă problema nu este rezolvată. Nu așa se rezolvă problemele. Și veți vedea că uneori, fără să ne dezam, punem întrebarea asta. Dom'le, ceva nu merge, ce să facem? Ceva nu merge, ce să facem? Dar nu ne gândim, mă, oare o problemă? Cineva din noi nu trăiește cum trebuie? Nu. Lipsește o activitate. E o activitate secretă pe care noi încă n-am descoperit-o. Ia să ne uităm la alte biserici. Oare ce fac alte biserici când merg? Și ne uităm la ei. Uite, mă, cât sunt acolo. Uite, mă, ce merge. Ce fac aia? Păi, uite, s-o duci și-o dat ciorbă la săraci. Foarte bine să dai ciorbă la săraci. Dar asta nu rezolvă o problemă de păcat. Da? Avem nevoie să ne dea cineva. N-avem un predicator bun în adunare. Ok, dar asta iarăși nu rezolvă nici asta o problemă de păcat. Da? Un prim principiu este acesta. Trebuie să renunțăm cu desăvârșire la orice metodă omenească. La orice metodă omenească, firească. Problemele duhovnicești nu se rezolvă niciodată. Niciodată problemele duhovnicești nu se rezolvă cu metode omenești. Niciodată, fără excepție. În al doilea rând este foarte importantă rugăciunea comunității. Într-adevăr, aici avem un exemplu negativ, că oamenii ăștia toți strigă la Dumnezeii lor fals. Însă, vedem însă, există un fel de reflex natural a omului. Când treaba nu merge bine, un reflex natural. Omul se duce să-L caute pe Dumnezeu. E un reflex natural care de cele mai multe ori e păcătos pentru că e motivat greșit. Îl cauți pe Dumnezeu numai când e greu.
Însă, în același timp, există ceva lăsat de Dumnezeu în treaba asta. Domnule, Dumnezeu te semnalizează uneori că treaba nu merge bine. Și un reflex natural să te duci la Dumnezeu și să vezi care e problema. Când eu, ca și credincios, dacă păgânii ăștia au făcut treaba asta, când eu, ca și credincios, treaba merge rău, eu zic, nu e nicio problemă, domnule, stați liniștiți, trageți așa un somn puternic, că nu e niciun fel de problemă. Acele lucruri sunt grave cu mine, da? Adică eu mai mult decât atâta, eu nu acționez doar pe reflexe și principii naturale. Eu reacționez pe reflexe și principii supranaturale, da? Eu cu atâta mai mult ar trebui să fiu atent și să-mi dau seama, am un discernământ spiritual, am o călăuzire a Duhului Sfânt, să simt, să miros, să trăiesc lucrurile. Dom'le, eu altfel trebuie... Merg să-L caut pe Dumnezeu. Eu altfel trebuie să reacționez. Treaba nu merge cum trebuie. Am ajuns la o înfundătură. Trebuie să existe reflexul acesta duhovnicesc de a merge și a-L căuta pe Dumnezeu. Și repet, în toată Sfânta Scriptură vedem la profeții lui Dumnezeu care au vorbit din partea lui Dumnezeu. Un aspect fundamental, un prim mod prin care s-a dus la rezolvarea problemei a fost chemarea comunității la rugăciune. Chemarea comunității la rugăciune este un aspect fundamental. Este un aspect fundamental. Rugăciunea este unul dintre cele mai bune metode de conspirare a păcatului. Dumnezeu răspunde la aceste rugăciuni. Apoi, al treilea principiu, într-adevăr, când nu se știe problema, există un pas de depistare a păcatului și a păcătosului. Există metode pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru descoperirea păcatului și să nu fim atât de naivi și să spunem, mă, ne rugăm, dar cum o să ne dăm seama care e problema? Să nu fim atât de naivi și de necredincioși față de Dumnezeu, să credem că Dumnezeu nu are metode suficiente ca să arate care e problema. Da? Dumnezeu are suficiente metode. În toată, nu trebuie să tragem la sorți cum o tras ei, dar în toată istoria poporului Dumnezeu, Dumnezeu a arătat și în Vechiul Testament și în Noul Testament că Dumnezeu scoate la iveală când comunitatea e serioasă, se roagă, stă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Apoi, în al patrulea rând, trebuie să existe o colaborare în comunitate. O colaborare în comunitate. Vedeți, ăștia trag la sorți și foarte interesant. Niciunul nu zice, mă, nu trageți la sorți. Nu știu dacă Iona a crezut în trasul lor la sorți. Nu știu dacă Iona s-a gândit, n-are Dumnezeu cum să călăuzească pe păgânește. Habar n-am ce-a fost în capul lui Iona și nici nu contează. Dar este interesant că este o colaborare a tuturor oamenilor în acest punct. Și am găsit în adunare lucrul acesta foarte nesănătos. Nu în adunarea asta, în adunare în general. Deci cazuri scandaloase. Deci absolut scandaloase. Cineva știe clar că altcineva trăiește un păcat scandalos. Scandalos. Și nu știe nimica. Nu cred. Își dă seama că lucrurile nu merg bine. Ei, Doamne, ce să mă bag eu? Asta nu e treaba mea. O fi treaba păstorului, o fi treaba comitetului, o fi treaba nu știu cui. Nu mă bag eu. Tachitic, nu zic nimica. Sunt oameni, auzi în adunare, sunt oameni care simt cu lucrarea lui Dumnezeu. Sunt oameni care văd că s-o împotmoli treaba. Sunt oameni care tânjesc ca să vadă biserica mergând înainte și mergând bine. Sunt oameni care vor să vadă slava lui Dumnezeu arătată în adunare. Ăsta alt îl vede că se chinuie câțiva acolo, nu zic nimica. Chiar dacă știu. Da? Dom'le, să nu zic. Ce o să zică? Ce o să zică Cutărescu că eu am spus, fiindcă am știut? Ce o să zică? Ce o să zică? Ce contează ce o să zică? Adică sacrificăm o comunitate întreagă, sacrificăm lucrarea lui Dumnezeu, sacrificăm gloria lui Dumnezeu, sacrificăm puritatea bisericii, îi sacrificăm pe cei mulți pentru ce o să zică ăla care trăiește deja în păcat despre mine că eu am luat o atitudine. Deci este o anomalie completă. Deci prețuiesc păcatul, prețuiesc păcătosul, prețuiesc mai degrabă falimentul și nu prețuiesc pe Dumnezeu, nu prețuiesc slava lui Dumnezeu, nu prețuiesc puritatea adunării, nu prețuiesc mersul bun a adunării. În multe adunări se știu despre curviile din adunări, despre hoțiile din adunări, despre păcatele scandaloase din adunări, dar sunt foarte puțini oameni care să aibă tăria de caracter să ducă la confruntarea faptelor. Adică, domnule, da, eu știu, frate, uite, am auzit, hai cu mine. Aaa, nu frate, nu așa, du-te tu. Păi cum să mă duc eu, ce să mă duc să-i spun eu? Ce mă duc să-i spun eu? Dacă tu știi exact, dacă Dumnezeu pe tine te-a lăsat ca să vezi faptul aceea sau să fii martor, să știi lucrul acela. Înțelegi? Trebuie să dobândim această tărie de caracter, nu facem lucrurile din răfuieli, din răzbunări personale, ci o facem pentru adunarea Domnului Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu. Și acesta este un alt principiu important care echilibrează toată problema aceasta. Totul trebuie făcut cu teamă de Dumnezeu. Totul trebuie făcut cu teamă de Dumnezeu. Auziți ce spune Scriptura aici?
Corabia amenința să se sfărâme, corăbierii s-au temut. De vreo trei ori în pasajul acesta spune, corăbierii s-au temut. Când le-a spus ăsta cine este, spune, oamenii aceia au avut o mare teamă. Când Dumnezeu a apărut furtuna, spune Scriptura, pe oamenii aceia a apucat o mare frică. Toată lucrarea aceasta și disciplina, în general, disciplina bisericească, trebuie făcută cu teamă de Dumnezeu. Trebuie făcută cu teamă de Dumnezeu. Și în ce sens cu teamă de Dumnezeu? În sens cu teamă de Dumnezeu, noi credem că Dumnezeu ne dăruiește perseverarea în credință, credem că Dumnezeu ne păstrează în har, dar credem că Dumnezeu ne și pedepsește. Uitați-vă la bisericile Apocalipsei. Nu există niciun dubiu, Dumnezeu amenință adunările într-un mod extraordinar. Îți voi lua sfeșnicul. Da? Îți voi lua sfeșnicul. Te voi vărsa din gura mea, te voi vomita din gura mea. Ești ca o apă călduță, nu te mai suport. Dumnezeu amenință adunările acestea care nu acționează așa cum trebuie să acționeze. Și ar trebui să ne fie teamă de ceea ce Dumnezeu poate să facă cu multe adunări. Și cred că avem în jurul nostru suficiente exemple de adunări care au fost vărsate din gura lui Dumnezeu, din care Dumnezeu a luat sfeșnicul. Este un lucru care ar trebui să ne facă, să ne provoace o teamă serioasă, sfântă, înaintea lui Dumnezeu. Apoi, un alt principiu foarte important și frumos arătat aici este confruntarea identității și crezului omului, da? Când, chiar dacă pornim de la o relație personală, că avem de a face cu cineva care a trăit în păcat sau că a făcut anumit lucru și vrem să-l ajutăm, este foarte important să-l conștientizăm pe omul acela cine este el înaintea lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu cu el. Auzi ce spune Scriptura, zice așa. Atunci i-au spus, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce poporești. El a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor care a făcut marea și uscatul. De ce se aplică disciplinare? De ce aș corecta pe cineva? De ce? Pentru că omul respectiv nu trebuie să se afle în starea aceea. El este diferit de toți ceilalți. Înțelegeți? Dacă el ar fi ca toți ceilalți, nu trebuie să aplici nicio măsură. Nu trebuie să-i spui nimica. Dom'le, el e ca lumea. Dar dacă el este diferit de ceilalți, omul trebuie confruntat cu ceea ce este el. Mă, tu nu ești așa, tu înțelegi? Pe tine Dumnezeu te-a făcut altfel. Dumnezeu a făcut altceva cu tine. Dumnezeu a lucrat altceva cu tine. Tu în relație cu Dumnezeu ești special, ești diferit decât toți ceilalți oameni. Aceasta este o metodă de cercetare și de convingere a păcătosului constructivă, pozitivă. Doi, cine sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Cum pot eu, un om peste care s-a revărsat harul lui Dumnezeu, să fac lucrul acesta? Cum pot eu, care sunt născut din nou, să fac lucrul acesta? Cum pot eu, care am prezența Duhului Sfânt în viața mea, să fac lucrul acesta? Cum pot eu, care sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu, să fac lucrul acesta? Cum pot eu, care sunt mădularul lui Hristos, mădularul trupului lui Hristos? Cum pot eu, care trebuie creat de Dumnezeu, să dau slavă lui Dumnezeu, să fac lucrul acesta? Identitatea noastră este foarte nuanțată și cred că înțelegerea identității noastre ne poate face pe noi și poate face pe ceilalți să considere foarte serios faptele pe care le fac. Este o motivație extraordinară care trebuie aplicată în disciplinare. Vă dau un exemplu. Presupunem că un copil a fost, un cercetător a fost înfiat de un mare împărat. A? Și copilul ăla, din reflexele vechi pe care le are să mai ducă cu prietenii lui, cu cercetătorii lui, prin mizerile pe care a fost el, într-o zi îl face de rușine pe tata lui, că iară se duce la prietenașii lui și iară face vă boacănă. Și se întoarce acasă, da? Că înțelege că e un loc extraordinar să fie în casa împăratului, să mai fie în mizerie, în boală și așa mai departe. Și tatăl nu i-a spune nimic decât atâta. Tu înțelegi cine ești? Acum. Tu înțelegi cine ești? Asta consider că dacă e un copil care a înțeles ce a făcut tatăl pentru el, ce înseamnă înfierea pentru el, ce sunt bogățiile pe care tatăl îi păstrează ca moștenie pentru el, l-ar face pe copilul ăsta să-și dorească să intre în pământ de rușine. Dar dacă el n-ar înțelege, dacă te-ai spus, bă, cerșetorule, tu ai fost cerșetor decât tu ești un nenorocit, un cerșetor, n-ai nicio valoare, nu vezi că cât m-am ostenit pentru tine și ce am făcut pentru tine, dar tot un nenorocit ești, crezi că l-ar ajuta în felul acesta? Nu. Înțelegerea identității sale l-ar duce spre momentul în care el se va trezi. Da? Un alt principiu, motivul disciplinării, motivația disciplinării este relația strictă a omului cu Dumnezeu. S-a subliniat lucrul acesta mai multe mesaje, nu există nicio motivație mai puternică decât relația omului cu Dumnezeu. Da? Acești oameni îl disciplinează pe Iona fiindcă le mergea rău din cauza la Iona, dar în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu avea o problemă cu ei.
Și ei, într-un fel, aici acționează ca reprezentanți al lui Dumnezeu. Ei definesc păcatul lui Iona și Iona definește păcatul lui în relație cu Dumnezeu. Identitatea lui e definită în relație cu Dumnezeu și pentru că identitatea lui e definită în relație cu Dumnezeu, păcatul lui este definit în relație cu Dumnezeu. Ia auziți, identitatea lui în relație cu Dumnezeu. Mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor care a făcut marea și uscatul. Păcatul lui? Ia auziți ce zice. Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Așadar, disciplinarea nu are în vedere, cum am mai spus, o răfuială personală. O rezolvare a faptului că noi ne simțim ofensați că cineva ce-a făcut și ce zice lumea despre noi. Când eram copilaș, mai spunea tata, oamenii din cartier, uite ce spun oamenii din cartier despre noi, că tu știi că eu sunt pocăit? Păi tu ești, numai că eu nu sunt. Nici nu prea mă interesează. Înțelegeți? Dacă avem de-a face cu un om care este copilul lui Dumnezeu, care are o relație serioasă cu Dumnezeu, un om care e mântuit, care are Duhul Sfânt, care e născut din nou, păcatul acestui om trebuie definit în relație cu Dumnezeu. El trebuie să înțeleagă că are o problemă cu Dumnezeu. Nu cu adunarea, în primul rând. El să înțeleagă, măi, eu nu am ceva cu tine. Eu nu mă cred superiorul tău. Tu ai o problemă cu Dumnezeu. Și problema asta este gravă. Apoi, foarte important, un alt principiu, caută să afli motivația răzvrătirii. Este un lucru foarte interesant. Zice oamenii aici așa, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Deci, să uite, mă, un om care se teme de Dumnezeu cerurilor și a pământului, care fuge de Dumnezeu. Mă, tu ești normal? De ce ai făcut lucrul ăsta? De ce ai făcut lucrul ăsta? De ce fugi de fața Domnului? Care este motivul? Și aflând motivul răzvrătirii, lucrul acesta facilitează rezolvarea problemei. Oamenii au diverse motive pentru care fac anumite lucruri. Sunt anumite breșe, sunt anumite mentalități greșite, sunt anumite lucruri greșite care sunt capul lor. Eu sunt 100% sigur că dacă Iona știa ce o să se întâmple, Iona nu mai lua spre tare. Dar a fost ceva acolo în cutiuța lui care a dat cu virgulă. El n-a făcut calculele corecte și de-asta a luat-o pe calea aceea. Trebuie să aflăm motivația pentru care cineva se răzvrătește. Apoi, foarte important, omul trebuie pus la rugăciune. Fuga de rugăciune trădează că avem o problemă cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu. Foarte interesant și ironic în același timp că vine cârmaciu, s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Principiul acesta rugăciunii este foarte important. În ultimă instanță, dacă identitatea omului este în relație cu Dumnezeu, dacă păcatul este definit în relație cu Dumnezeu, rezolvarea acestei probleme trebuie să fie tot în relație cu Dumnezeu. Ei nu zic, mă, cheamă pe Dumnezeii noștri. Uite, avem noi un Dumnezeu mai mare, mai puternic printre noi aici, îți recomandăm să te rogi tu lui. Nu, ei îl trimit pe omul acesta la Dumnezeul lui. Cârmaciul nu lasă indiferent pe omul acesta. Este un lucru interesant. Am mai auzit să mai fac momente, perioade de timp în care adunările intră în post și rugăciune. Deci noi ne facem o listă, cine vrea să postească și să se roage. Cum adică cine vrea? Când profeții au chemat poporul la rugăciune și Dumnezeu a făcut trezire, toată lumea, la cei mai mici până la cei mai mari, au fost implicați. Facem o listă. Câți frați din 300 de frați vor să roage 30 de frați? Și restul? Acolo trebuie aplicată disciplinarea bisericească așa, masiv, în lot. Știți? Adică nu vrem nici să ne rugăm măcar, nu vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Nu vrem să căutăm fața lui Dumnezeu. Omul acesta îl trezi, bă, nu-i normal, păgânul, bă, nu-i normal să nu te rogi. Îi facem liste și cele mai multe liste de 10 ori mai mici decât membralitatea bisericii. Că se facă, am auzit în multe locuri în care se facă, câteva nume acolo, da, eu mă rog luni, tu te rogi marți, ăla se roagă miercuri, restul săptămâni nu se mai roagă nimeni. Că suntem 300 de ani, cine să se roage. Cârmaciu, păgânul ăsta îl trezi, mă, nu-i normal, roagă-te și tu lui Dumnezeu, ce faci? A, pe mine mă cam doare stomacul, eu nu prea pot rezista, eu... Nu, și sunt cazuri în care, într-adevăr, lucrurile acestea sunt reale, adevărate și ținem cont de ele. Dar, vedem în locul acesta un principiu foarte important, principiul acesta rugăciunii a intrării întregii comunități, a nu scăpa pe niciunul, a nu lăsa pe nimeni liniștit în situația în care se află când toată lumea se frământă aici, da? Un alt principiu, al 10-lea principiu, trebuie să înțelegem principiul responsabilității comune.
cei care credem că nu este treaba noastră să ne băgăm, vezi de treaba ta, vezi de curtea ta, vezi de ograda ta, nu-i treaba mea, lucrurile acestea nu merg în adunare. Să știți, lucrurile acestea nu merg în adunare. Și este o negare a existenței trupului Domnului Iisus Hristos. Numai să spui lucruri de genul ăsta. Este o negare a existenței trupului Domnului Iisus. A unității, a legăturii pe care Duhul Sfânt a făcut-o în trupul lui Hristos, o legătură, legături indivizibile care nu pot fi rupte, da? Adică care e implicația faptului că noi credem că nu ne putem pierde din trupul lui Hristos? Care e implicația acestui fapt? Păi implicația lui că este o unitate între noi. Este o legătură a Duhului între noi care va fi continuu, perpetu. Și că este anormal, total anormal. Că eu să nu înțeleg că odată ce cineva se face vinovat de ceva, este o responsabilitate într-o anumită măsură pentru toată comunitatea, pentru tot trupul. Și trupul acționează. Trupul acționează spre mădurarul ăla care suferă, care are o problemă. Da? Al principiu, nu trebuie să tolerăm ceea ce Dumnezeu nu tolerează. Ceea ce Dumnezeu nu tolerează. Da? Oamenilor acestora li se pare că disciplina pe care le-o spune Iona e cam dură. Auziți ce spune Scriptura? Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? M-am gândit, ar fi foarte interesant când este un caz de disciplinare să-l întreb pe om. Mă, tu ce crezi că ar trebui să facem? Ce părere ai tu? Tu ce crezi că ar trebui să facem în situația asta? Și el întreabă pe Iona. Și Iona, spre surprinderea lor, Iona zice așa. El a răspuns, luați-mă și aruncați-mă mare și marea se va liniști față de voi. Cum se spune ceva? Vă traduc, dacă ar fi fost... Domnule, dați-mă afară din biserică o perioadă de timp, că altfel nu se liniștește treaba. Cum adică? Dar nu, deci nu, la aproape, nu te aștepți la așa ceva, da? Mă, frate, mă, scoate-mă dacă să fie cineva care are destulă influență în adunare sau într-o funcție. Scoateți-mă din orice funcție, mă, puneți-mă pe ultimul scaun acolo în colț și o să stau cu capul plecat până Dumnezeu lucrează în viața mea. Mustrați-mă, îndreptați-mă, cercetați-mă, căutați-mă, sunați-mă. Nu? Cam așa... Cam așa ar suna. Deci Iona le cere să nu tolereze situația asta. Și auziți ce spune versetul 13, versetul următor. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat. Le se pare o leacă cam extremă? Cam extremă, cam radicală, cam dură? Adică pentru atâta lucru să-l arunci pe Iona, e clar din rugăciunea lor că se temeau să-i facă ceva lui Iona. Spune Scriptura, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, că și tu, Doamne, faci ce vrei. În multe cazuri, dar foarte serioase de disciplinare, da? În care nici nu trebuia să discute dacă trebuie să existe disciplinare sau nu, zic oameni, Doamne, să avem dragoste. Să avem dragoste. Bă, Iona, noi suntem oameni iubitori, mă, Iona. Cum să facem așa ceva? Trebuie să avem dragoste. Trebuie să avem dragoste cum Dumnezeu a avut dragoste. Trebuie să avem dragoste cum Iisus a avut dragoste. Trebuie să avem dragoste cum apostolii au avut dragoste. Dar și Dumnezeu, și Domnul Iisus Hristos, și apostolii au învățat și au practicat disciplina bisericească. Sau disciplina, ca principiu. Au aplicat lucrul acesta. Credeți dumneavoastră că noi putem să fim mai iubitori decât apostolii? Deci am spus odată într-o situație, domnule, omul ăsta trebuie dat pe mâna satanei. Du-ne atâta răutate! Bă, am citat un verset din Biblie. Situațiile sunt foarte asemănătoare, am citat un verset din Biblie. Nu era nicio răutate, am citat un verset din Biblie. Trebuie să avem dragoste. Crezi tu că ai dragoste mai multe decât Hristos care a spus ca în biserica lui să facă așa? Crezi tu că ai mai multă dragoste decât Hristos? Crezi tu că ai mai multă dragoste decât apostolii care au lăsat temelia funcționării adunării? Suntem noi mai iubitori decât Dumnezeu? Deci, nu, trebuie să fim înțelepți. Trebuie să fim înțelepți în situația asta. Din nou, cred eu că sunt mai înțelept decât ce mi-a spus Sfânta Scriptură să fac? Cred eu că sunt mai înțelept decât Dumnezeu? Cred eu că sunt mai înțelept decât Duhul Sfânt care a inspirat cuvântul lui Dumnezeu? Cred eu că sunt mai înțelept decât Hristos, decât apostolii? Și spun, nu, Domnule. Nu, e lipsă de dragoste, e lipsă de înțelepciune. Cum să faci așa ceva? Că o să se întâmple aia, că o să se întâmple aia. Asta e o necredință totală în felul în care Dumnezeu a construit adunarea și a spus că funcționează adunarea după legile lui Dumnezeu. O necredință totală în cuvântul lui Dumnezeu. O necredință totală în Dumnezeu. O neîncredere și o lipsă totală de credibilitate dată apostolilor care ne-au învățat lucrurile acestea. Da? Nu tolerăm ceea ce Dumnezeu spune că nu trebuie tolerat. Da? Apoi vedem aici rugăciune pentru cel vinovat. Oamenii aceștia se roagă și
E un lucru extraordinar de apreciat la acești oameni, că acești oameni nu fac lucru. Da, m-am înțeles cum e treaba cu disciplinarea, aduceți-l la execuție. Uite, am pregătit aici aparatul de executat, bum, jos cu el, gata. Ia auziți atitudinea în care oamenii aceștia fac lucrul acesta. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Știți ce important este principiul rugăciune? Într-o anumită situație, în adunare, ne-am rugat, doar ne-am rugat. Nu a luat nicio atitudine față de omul care s-a făcut vinovat de un păcat scandalos în fața lumii. Deci în fața lumii. Numai ne rugam ca adunare. Nu mai suporta să vină la adunare la ora de rugăciune. Uite să vină omul la rugăciune, să audă că ne rugăm pentru el. Să credem în puterea rugăciunii. În puterea rugăciunii de a confrunta omul, de a muia omul, într-un fel, de a atrage prezența lui Dumnezeu peste omul acela. Oamenii aceștia se roagă în primul rând pentru ei. Vezi, ar trebui să avem o anumită teamă în felul în care abordăm oamenii. Să o facem în atitudinea în care vrea Dumnezeu. Să o facem cu motivațiile corecte cu care vrea Dumnezeu. Să o facem cu spiritul, cu Duhul cu care vrea Dumnezeu. Să o facem după cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să fie rugăciune în felul acesta, în contextul în care spune Domnul Iisus Hristos: dacă sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Este un context al disciplinării. În același context spune: dacă doi sau trei, da, se învoie să ceară un lucru oarecare, dar este în contextul disciplinării. Citiți capitolul 18 din Matei. Le va fi dat lucrul acela. În ce context? În contextul în care tot doi sau trei îți chema să se ducă cu un alt frate să-l confrunte pe altul, că se află într-un păcat sau trăiește într-un păcat. Și Dumnezeu spune: voi fi acolo. Dumnezeu spune: voi binecuvânta rugăciunea celor oameni. Voi binecuvânta rugăciunea celor oameni. Și nu mă rog doar pentru omul ăla, mă rog și pentru mine. Ca eu să fiu în atitudinea corectă, făcând disciplinarea. Nu mă trezesc că după ce l-am confruntat pe omul ăla, trebuie să fiu eu disciplinat. Datorită modului în care am făcut-o, da? Și că am provocat mai mult rău decât bine. Apoi, conștientizează oamenii aceștia responsabilitatea pe care o au față de Iona. Ei zic lui Dumnezeu: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Este clar, Iona era vinovat, Iona trebuia pedepsit, dar oamenii înțeleg că sunt responsabili față de ceea ce făceau față de acest om. Uneori, nu totdeauna, uneori este necesară îndepărtarea unui om din mijlocul comunității. Da? Uneori, ca în cazul acesta, a fost necesară scoaterea lui Iona din această comunitate de pe corabia asta în care erau acești oameni și călătoreau spre Tars. Disciplinarea aceasta nu este o abandonare. Aici este neînțelegerea oamenilor cu privire la ultimul pas al disciplinării, care este excluderea. Oamenii nu înțeleg. Oamenii zic: dacă l-ai exclus, e gata, ăsta nu se mai întoarce niciodată. Ăsta e pierdut pentru totdeauna. Este greșit. Și cazul lui Iona este foarte sugestiv pentru noi. Vreau să vă întreb și să vă gândiți puțin. L-a aruncat pe Iona din corabie, da? Biserica, repet, nu-i corabia lui Iona, da? Dar a fost dat omul afară de acolo. În mintea omului carnal, firesc, spune ăsta: nu să mai... ăsta e pierdut pentru totdeauna. Ăsta se duce în lume, ăsta ia calea lumei. L-am pierdut pentru totdeauna. A fost Iona pierdut? Citiți în 1 Corinteni, unde Pavel vorbește despre păgatul ăla care zice nici la necredincioși nu se găsea. Zice: am hotărât ca un asemenea om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Și ascultați, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Dați afară pe răul acela din mijlocul vostru, spune. De ce să dea afară pe răul din mijlocul lor? Ca să-l piardă pentru totdeauna? Nici vorbă. Darea afară a răului din mijlocul lor era de fapt intrarea acelui om sub ultimul nivel de disciplinare, directă intervenția lui Dumnezeu. De fapt, când noi ascultăm și facem, uneori este necesar și pasul acesta este o chemare a intervenției directe a lui Dumnezeu asupra omului acela. Și posibil că atunci să vedem minuni. A, noi venim, poate vrem să vedem minuni, așa ne rugăm: Doamne, vindecă pe ăla, fă una, fă alta, minuni din astea în fotoliu, știți? Să facă minuni Dumnezeu în timp ce stăm în fotoliu și mai facem câte o rugăciune în timp ce bem cafea. Vedem o minuni. Dumnezeu face minuni când ascultăm de El. Dar Dumnezeu poate să facă minuni când vrea El. Iona nu a fost, și aici e un lucru foarte interesant, Iona nu a fost mai puțin în siguranță când a fost aruncat din corabie. Sunteți de acord cu mine? A fost Iona mai puțin în siguranță? Iona era în siguranță de până în mâinile lui Dumnezeu oricum. Pe corabie era în siguranță în mâinile lui Dumnezeu, tot pământul cu tot ce este pe el al lui Dumnezeu. Oriunde ne-am aflat, suntem în siguranță dacă suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu a pus ochii pe noi.
Da? În sensul ăsta de siguranță finală. Clar că din punct de vedere fizic el nu era în siguranță. Dar din punct de vedere al siguranței acestea spirituale, ai relației noastre cu Dumnezeu, oricum suntem în siguranță. Dacă noi credem că disciplinarea, chiar și ultima fază, este o metodă a Harului, este o metodă a Harului, îl împingem pe omul acesta ca să se ocupe Dumnezeu direct de el. Da? Ajunge la cel mai mare. Ajunge la ultimul nivel de disciplinare. Noi credem că dacă omul acesta este copilul lui Dumnezeu, el este siguranță în mâinile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se va ocupa special de el. Noi nu credem, darea pe mâna satanei nu este darea sufletului pe mâna satanei acolo. Nu asta spune Scriptura, da? Am hotărât ca un asemenea om să fie dat pe mâna satanei pentru ca trupul lui să fie nimicit. Da? Trupul lui să fie nimicit, iar sufletul lui să fie mântuit. Sau Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Și aș vrea să închei cu câteva aspecte încurajatoare în această dimineață, să vedem produsul acestei disciplinări. Produsul acestei disciplinări. În primul rând, se restabilește armonia acolo. Auzi ce spune Scriptura. Apoi, și nu la voia întâmplării, aceste acțiuni sunt prezentate imediat una după alta. Au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Da? Când spune că furia mării s-a potolit, înseamnă că Dumnezeu s-a potolit. Pentru că furia mării a fost pornită la intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Vine armonia, vine pacea, vine liniștea peste comunitate. În al doilea rând, acesta este un lucru foarte important, vine armonia, pacea și liniștea peste o comunitate. Când într-o comunitate numai dezbinare și numai război, acolo nu-i manifestarea prezenței lui Dumnezeu în modul acesta binecuvântat. Da? Fără doar și poate. În al doilea rând, este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu față de păcătos. Auziți ce spune Scriptura? Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Dumnezeu se ocupă în continuare de Iona. Nu înseamnă, repet, asta e neînțelegerea oamenilor. Oamenii sunt într-o confuzie extraordinară pentru că nu stau înaintea cuvântului lui Dumnezeu să vadă în toată Scriptura că lucrurile sunt așa, numai în Noul Testament. Scoaterea lui Iona în afară nu a fost ruperea legăturii lui Iona cu Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. A fost trecerea la un alt nivel de lucru al lui Dumnezeu cu Iona. Până atunci a lucrat prin comunitate, acum Dumnezeu lucrează direct cu Iona. Da? Se ocupă Dumnezeu direct de el. Comunitatea, când nu mai are ce face, îl trimite pe omul acesta pe drumul acesta de a avea o întâlnire foarte interesantă, de altfel, cu Dumnezeu. Dacă iubim oamenii cu adevărat, îi vom lăsa în mâna lui Dumnezeu. Pe unii dintre ei, care vedem că nu... Da? Nu reacționează la niciun fel de tratament, ajung la ultimul nivel. Dacă iubim cu adevărat, spune-mă, decât să se întâmple ceva cu el, mai bine lasă-l, frate, așa cum o fi, lasă cum o fi așa. Nu, nu e adevărat. Adică nu e normal lucrul acesta. Dacă îl iubești cu adevărat, vrei să se ocupe Dumnezeu. E tratamentul mai dureros? E mai dureros, fără doar și poate. Dar este benefic. Este benefic în ultimă instanță. Este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu față de omul acesta care trăia în păcat. În al treilea rând, comunitatea aceasta experimentează prezența lui Dumnezeu. Auziți ce spune Scriptura? Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul. Da? Când au văzut lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a oprit marea. Când au văzut intervenția lui Dumnezeu supranaturală, toată comunitatea este cuprinsă de frică. Și vă citesc pasajul acesta de care am amintit în Faptele Apostolilor, capitolul 5, unde spune Scriptura, Anania când a auzit cuvintele acestea a căzut jos și a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Versetul 10 și 11. Ea a căzut îndată la picioarele lui și a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Deci este o conștientizare suplimentară a prezenței lui Dumnezeu datorită intervenției lui Dumnezeu în cazul acesta. Da? Apoi, comunitatea este motivată la sfințenie. Este o seriozitate care se vede în viața acestor oameni. Spune, le-a fost frică de Dumnezeu, au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Văzând intervenția lui Dumnezeu. Văzând intervenția lui Dumnezeu în adunare. Noi așteptăm Dumnezeu să facă disciplină în afară. Mai face Dumnezeu și în afară. Dar să ne așteptăm la asta. Să ne așteptăm ca Dumnezeu să își manifeste intervenția Lui în adunare față de aceia care sunt membrii adunării. Da? Și în final, Dumnezeu este onorat.
este clar în pasajul acesta că oamenii aceștia înțeleg foarte clar limitele dumnezeilor lor. Textul nu ne dă foarte multe detalii. Într-adevăr, textul nu ne spune dacă ei au renunțat definitiv la dumnezeii lor. Dar vă spun un lucru simplu și clar pe care l-au înțeles ăștia. Ăștia au înțeles că dumnezeii lor nu i-au putut ajuta cu nimica, clar? Și au înțeles că singurul Dumnezeu, Dumnezeul lui Iona, a avut putere să intervină și să facă liniște. Da? Și îi aduc Dumnezeului lui Iona, Domnului Dumnezeu, îi aduc jertfă, îi fac juruințe și Dumnezeu este glorificat și Dumnezeu este onorat și de fiecare dată când facem ceea ce Dumnezeu ne poruncește, chiar și în situația de acestea, Dumnezeu este glorificat și Dumnezeu este onorat. Și repet în finalul acestui mesaj, să nu uităm această ordine care e fundamentală. Disciplinarea este constructivă în primul rând. Este constructivă în primul rând. Și disciplinarea este constructivă în primul rând de la nivel personal. Da? De la nivel personal. Eu trebuie să am, dacă aș putea să zic, o igienă personală zilnică. Zilnică înaintea lui Dumnezeu. Unul, să lucrez constructiv, să citesc cuvântul lui Dumnezeu, să stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să depistez în fiecare zi, să fie și curativă, să depistez în fiecare zi lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și din fașă să omor lucrurile acelea, să extirpez din viața mea. Da? De la nivelul acesta. A lăsat Dumnezeu lângă noi prieteni, a lăsat Dumnezeu frați care suntem mai apropiați. Avem o responsabilitate față de ei. Nu degeaba ne-a făcut Dumnezeu frați cu ei și prieteni cu ei. Să nu lăsăm lucrurile să o ia într-o direcție greșită. Să ne dăm seama, aș fi putut să spun, mi-am dat seama că ceva nu-i cu trebuie, dar am zis, lasă să meargă lucrurile așa. Să ne responsabilizeze Dumnezeu în dimineața aceasta și să facem să strălucească gloria lui Dumnezeu în felul acesta. Amin.